Și acum, dintr-un punct exterior în cer, se pot duce la acel cer două tangente. Practic, având acest punct exterior P, la acest cer de centru O, putem duce cele două tangente, respectiv PT1 și PT2. Și avem câteva proprietăți. Prima dintre proprietăți este în felul următor. Segmentele determinate de punctul exterior și punctele de tangență sunt egale. Respectiv, segmentele PT1